Timpul pe care l-a petrecut fără energie electrică, prin întreruperi neplanificate, un consumator aflat în contract cu Delgas Grid, a fost în medie de peste 7 ore, și aici mă refer la anul 2016, ultimul an pentru care există date. În județul Vaslui a fost chiar mai rău, noi fiind cei care creștem această medie. Cu siguranță, așa s-a întâmplat și în 2017, un an în care în zona Bârlad a fost la un moment dat într-o situație critică din cauza lipsei de energie electrică. Am mai multe interpelări pe această temă, iar răspunsurile din partea instituțiilor abilitate, de la ministerii care își pasează responsabilitatea unul altuia și până la ANRE, mă fac să fiu extrem de îngrijorat. Și nu pentru profitul Delgas Grid sunt eu îngrijorat, care a fost de aproape 290 de milioane de lei în anul 2016, ci pentru momentele în care, așa cum s-a întâmplat în zona noastră, nici spitalele nu vor avea energie electrică. Nu critic în primul rând indicatorii de comunicare, chiar dacă în cazul Delgas Grid vorbim de aproape 70.000 de apeluri telefonice, la care consumatorii au așteptat peste un minut să li se răspundă. În ceea ce privește alți operatori de distribuție, timpul de răspuns a fost mai mic de un minut. Suntem obișnuiți să nu ni se răspundă la telefon, mai ales că fiind din Vaslui, din Moldova, nu ni se răspund nici atunci când cerem investiții în infrastructură. Doamnelor și domnilor deputați, România a înregistrat în 2017 o creștere economică record de 7%, însemnând un produs intern brut de 856,4 miliarde lei. Altfel spus, în 2017, valoarea adăugată în economie a fost de 94 miliarde lei, suma aproape dublă față de cea din anul 2016, de 49,7 miliarde de lei. La aceasta se adaugă 11,8 miliarde de lei resurse provenite din import. Cele mai multe sunt bunuri intermediare pentru producția industrială și bunuri de capital. Prin urmare, conform datelor Institutului Național de Statistică, pentru anul 2017, în ansamblul economiei naționale, banii din creșterea economică utilizați pentru consum și investiții au fost în sumă de 105,8 miliarde de lei. Acești bani au două modalități clare de utilizare. Prin intermediul bugetului național, conform politicilor și activității guvernamentale, și direct de către sectorul privat. Indiferent de modalitatea de utilizare în economia produsului intern brut, prin intermediul bugetului național sau de sectorul privat, două sunt destinațiile principale care determină creșterea economică, consumul populației și investițiile. Doamnelor și domnilor deputați, România a înregistrat în 2017 o creștere economică record de 7%, însemnând un produs intern brut de 856,4 miliarde de lei. Altfel spus, în 2017, valoarea adăugată în economie a fost de 94 miliarde de lei, suma aproape dublă față de cea din anul 2016, de 49,7 miliarde de lei. La aceasta se adaugă 11,8 miliarde de lei resurse provenite din import. Cele mai multe sunt bunuri intermediare pentru producția industrială și bunuri de capital. Prin urmare, conform datelor Institutului Național de Statistică, pentru anul 2017, în ansamblul economiei naționale, banii din creșterea economică utilizați pentru consum și investiții au fost în sumă de 105,8 miliarde de lei. Acești bani au două modalități clare de utilizare. Prin intermediul bugetului național, conform politicilor și activității guvernamentale, și direct de către sectorul privat. Indiferent de modalitatea de utilizare în economia produsului intern brut, prin intermediul bugetului național sau de sectorul privat,
Două sunt destinațiile principale care determină creșterea economică, consumul populației și investițiile. Anul 2018 este anul centenar, 100 de ani de când cu sângele strămoșilor statul român se reîntregea. Ieri am sărbătorit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Astăzi, România și Republica Moldova se găsesc în două entități separate, două state separate de o graniță ce poate fi străbătută prin diverse puncte vamale. Unul dintre aceste puncte vamale este Vama Albița, aflată pe teritoriul județului Vaslui. Punct de ieșire, ultima imagine a României în conștiința celor ce părăsesc România. Punct de intrare, prima imagine a României în conștiința celor care intră în statul nostru. O astfel de imagine trebuie păstrată în cea mai bună stare posibilă. Așa că tot ce ține de interacțiunea cu cetățenii români sau străini ar trebui să fie într-o stare pe cât de bună ne permit posibilitățile financiare. Surprins am rămas atunci când, în acest weekend, în drum către Chișinău, am descoperit că Vama Albița, cel puțin din perspectiva infrastructurii rutiere, este dezolantă. Scene absurde s-au petrecut în fața ochilor mei, unde, datorită craterelor, pentru că gropi nu pot fi numite, precum și datorită condițiilor meteo deloc prielnice, șoferii au trebuit să-și scoată mașinile din craterele pline cu gheață, împingându-le în vamă. Infrastructura generală a statului român nu este și ea într-o stare foarte bună. Pe lângă lipsa autostrăzilor de care se discută în fiecare zi, drumurile noastre existente nu se află nici ele într-o stare foarte bună. Pierdem milioane în oportunități atunci când investitorii privesc către infrastructura noastră rutieră, dar mai important, pierdem vieți pe drumurile proaste străbătute de șoferi. Fac un apel pe această cale către cei responsabili să aloce cu celeritate fonduri pentru asfaltarea zonei de graniță de la Albița. Am trimis întrebări despre această situație către ANAF, către Ministerul Afacerilor Interne, dar și către Ministerul Transporturilor și le-am cerut să găsească împreună o soluție pentru acest punct vamal. Prima impresie contează, iar efortul pentru reabilitarea a 200 de metri de drum n-ar trebui să fie o problemă pentru statul român.